O armată de oameni și foarte multe utilaje au intervenit în forță noaptea trecută în municipiu pentru înlocuirea unui fragment de conduct avariat grav în urmă cu aproape 3 săptămâni din cauza vechimii. Muncitorii au lucrat toată noaptea pentru ca la orele dimineții buzoienii din cartierele Micro 14 și Nicolae Titulescu să aibă apă la robinete. Această noapte avem programat o intervenție la conducta de 400 care alimentează în principal cartierul Micro 14 și o parte din oraș, respectiv cartierul Titulescu. În această noapte vrem să intercalăm, să executăm un volum de lucrări care să ne permită ca mâine dimineață să putem furniza în condiții normale în cartierul Micro 14 în principal și respectiv în cartierul Titulescu. Asta însemnând o conexiune între conducta existentă de oțel de 400 și o conductă din polietilenă. Responsabilii companiei de apă Buzău au ales să lucreze pe timpul nopții pentru a evita afectarea consumatorilor casnici. Am întârziat un pic pentru că a trebuit să găsim soluții în așa fel încât să alimentarea cu apă a cartierului Micro 14 în principal, care are peste 5.000 de apartamente, să fie cât mai redusă și să afectăm cât mai puțin posibil calitatea apei. Reprezentanții companiei de apă Buzău spun că anul viitor vor înlocui toată conducta de la Poarta Crângului până la fabrica de bere, parte importantă a magistralei de alimentare cu apă potabilă a orașului Buzău. Această conductă e programată pentru înlocuire în totalitatea ei, respectiv de la Poarta Crângului, de la intersecție cu Bulevardul Bălcescu până la fabrica de bere, lucrări care se află în fază de proiectare la momentul ăsta și probabil că în anul 2018 vor începe și lucrările efective de înlocuire a acestei conducte. Intervenția de ieri noapte a companiei de apă Buzău a fost necesară din cauza unei avarii produse la începutul lunii mai în cartierul Micro 14, atunci când peste 5.000 de familii au rămas pentru câteva zile fără apă la robinete.